Bună ziua și bun găsit la emisiunea 24 de ore la Radio Televiziunea Chit. Bună ziua, domnule primar, este miercuri, ați revenit la noi în emisiune. Avem pregătite pentru dumneavoastră o serie de subiecte. Mizăm și pe ajutorul târgocnenilor să vă adreseze întrebări. 0334 405 708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă sau 0334 405 709. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, bună seara, cum vreți. De acum, bună ziua, cred că da. Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bine v-am regăsit. Domnule Ștefan și Lochi, aveți multe evenimente. Am zis că Târgu Ocna, cred că și-a făcut un crez, așa, un motto. Domnule, n-avem o lună fără evenimente și aș putea spune că unul din cele mai importante evenimente din punctul meu de vedere, bineînțeles, ceea ce s-a întâmplat în orașul stațiune a fost slujba, sinaxa preoților, slujba celor 100 de preoți care s-au împărtășit la Biserica Precisa în orașul stațiune Târgu Ocna, iar, bineînțeles, o vizită de înaltă ținută a fost cea lui Ioachim Băcăuanul, arhiepiscop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Da, a fost un eveniment important pentru orașul nostru. Această întâlnire la început de an a preoților de ortodoxi din protopopiatul Onești și sigur că al preoștinția sa a participat la slujbă și Părintele Protopop la fel. A fost în jur de 100 de preoți. A fost o slujbă la care au participat și mulți credincioși. Am fost prezenți și noi acolo. Preoți din Târgu Ocna, trebuie spus, dar din tot protopopiatul, că cei mai importanți au fost din Târgu Ocna, pentru că au participat la acest eveniment. A fost o slujbă și un moment de înălțare, așa să zicem, da. Sufletească. Ați început anul cu dreptul. Am început anul cu dreptul. V-am spus că au fost în jur de 100 de preoți. S-au împărțit și câteva diplome. Ați primit o distincție? Da, am fost onorat să primesc această înaltă diplomă. Sigur că mă și obligă și sigur am fost onorat. Au fost date mai multe diplome la mai multe personalități din orașul Târgu Ocna. Și nu numai, inclusiv la primarul Oneștiului, alături de dumneavoastră. Da, sigur, a fost primarul Oneștiului a participat, a primit și dânsul o diplomă. Directorul Salinei, șeful ocolului Silvic, persoane care au ajutat. Conducerea spitalului din Onești a fost prezentă la acest eveniment. Exact. Instituții sau reprezentanții instituțiilor care au dat un sprijin bisericii în această perioadă. Se poate spune că este ca o recunoaștere a efortului depus atât de administrația publică locală, de instituțiile publice, aici în imagine domnul primar de Târgu Ocna, domnul primar de Onești, administratorul public al orașului Cristian stațiune, Ciubotaru, Cristian Aurelian Ciubotaru. A fost un moment emoționant pentru toată lumea. Da, sigur că da, și uitați acum este momentul când semnează aceste diplome. Înmânate de protopopul de Onești, preot Ioan Burgoanu. Da, exact. Moment festiv, se poate spune. Un moment festiv, da. Ați primit o distincție. O să vă rog să ne detaliați despre ce este vorba și, printre multe altele, o distincție. Da, Ordinul Melchisedec, clasa 3-a, înțeleg că este un ordin care îl dețin la ora actuală puțin laici. Pentru mine a fost o onoare și sigur că am sprijinit întotdeauna Biserica Ortodoxă și o voi sprijini, pentru că este o instituție care se preocupă de cetățenii din orașul nostru și sigur că noi încercăm acum să promovăm acest proiect pentru monumentele istorice. Am reușit să facem primul pas, să obținem titlurile de proprietate. A fost o recunoaștere a efortului depus pentru toate aceste lucruri. Ceea ce e important, acum se merge pe jos. A mers pe jos de la Biserica Precisa până la primărie, domnule primar. Da, este un traseu care nu cred că a mai fost bătut vreodată de înaltpreoștinția sa și de atâți preoți. Aici suntem cu preoții din Târgu Ocna. Întâmpinați cu pâine și sare, exact, așa cum se cade, da, la omul gospodar. În primărie, salariații primăriei orașului întâmpină pe înaltpreasfinția sa, apoi ne deplasăm în sala de consiliu, unde a avut loc întâlnirea cu salariații primăriei și sigur că a fost un moment istoric, un moment important. Eu nu știu dacă în istoria de peste 100 de ani a clădirii primăriei orașului Târgu Ocna a mai fost o vizită atât de importantă. Da, într-adevăr, o vizită de suflet. Da.
De la suflet către suflet. Exact. Au fost înmânate daruri, am văzut și angajaților din primărie. Da, da, da. Toată lumea a primit distincții în acea zi și daruri. Ca o recunoaștere pentru efortul depus. Da. Pentru că au muncit. Colaborarea mai mulți este foarte bună între biserică și primărie, nici nu cred că poate fi altfel și sigur că are toată lumea de câștigat pentru că ambele instituții se străduiesc să facem viața mai ușoară, mai bună a cetățenilor din orașul Târgu Ocna și din tot Popiatul. De aceea, în al preasfinția sa, uitați aici în sala de ședințe, sperăm ca de acum ședințele să fie binecuvântate. Sunt binecuvântate acum, cu siguranță. Să fie mai multă înțelepciune, mai multă înțelegere și mai puține discuții. Pentru că a fost în al preasfinția sa și a sfințit clădirea și această sală. Noi sperăm ca în acest an să facem cât mai multe, așa cum ne-am angajat, pentru binele și bunăstarea cetățenilor orașului Târgu Ocna. Păi nu mai sunt, numai mâine, nu-i poi mâine, ca să zic așa, domnule primar, o să se vadă și prima ședință din acest an, nu 2017, da. Ședință de Consiliu Local chiar la Târgu Ocna. Da, 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 păi de asta zic. Și acum se va vedea binecuvântarea în al preasfințitului, cu siguranță da. Spiritele vor fi mai blânde, mai așezate, mai cumpătate, înțelepte, da. Pentru că așa se face, nu? După ce vine preotul exact. Acasă, parcă îți merge mai bine. Aici, fotografia de final, da. Foarte frumos, toată lumea stă la poză. Exact. Și a imortalizat această, să zicem, vizită istorică, i-ați spus, nu? Da, importantă pentru foarte importantă, da. Palatul Administrativ, căci așa se cheamă exact. Instituția primăriei. Palatul Administrativ a fost de la început, în 1912, când a fost inaugurată, așa s-a numit Palatul Administrativ. Aici a fost și judecătorie și poliție în decursul anilor. Păi, noi am fost, a fost judecătorie la Târgu Ocna. Cum a fost și la Ion. Și drept dovadă, geografic lucrurile... este încet, așa. Am încet... avut și protăieria la Târgu. Lucrurile încet, încet se așează. Rămânem în zona aceasta de suflet, de la suflet către suflet. Am avut zilele trecute hramul Mănăstirii Cireșoaia. A devenit tradiție, nu? Să se meargă, să se asiste la slujbă, să primești binecuvântare. Alături da, o delegație de la primărie a fost unul Cristian Ciubotaru, a fost acolo. Am avut o ședință la Bacău și n-am putut să merg, a fost consiliul director la ADIS, însă a participat o delegație de la primărie și domnul administrator public Cristian Ciubotaru a fost la ramul bisericii. A fost iarăși Părintele Protopop acolo. Noi ne bucurăm când avem asemenea sărbători și ne vizitează cetățeni din toate localitățile din prejurul Târgu Ocna. Se poate zice că este un turism de eveniment, un turism al un turism religios. Da. Există și acest gen de turism. Da, exact. Părăsim așa zona aceasta, rămânem în zona festivă, domnule primar, v-ați întors zilele trecute de la un eveniment de suflet și mă gândeam așa, că nu întâmplător, zic eu că nimic nu e întâmplător pe lumea asta, anul trecut, în 2016, undeva pe 22 ianuarie, ne anunțați că la primărie o delegație din Edineț, Republica Moldova, este a venit în vizită. O delegație formată din primarul de Edineț, Constantin Cojocaru, medici din Edineț, o delegație oficială. Au revenit pe 10 iunie, după care de zilele orașului. Și iată că acum, la moment festiv, de înaltă sărbătoare pentru ei și cred că și pentru Târgu Ocna, ați fost invitat să participați la hram. O să recolegeți de a drumul la imagini și dumneavoastră comentați. Da, zilele orașului Edineț a fost în data de 14, pentru că ei sărbătoresc atunci Sfântul Vasile, de fapt anul nou, pe vechi. Ei încă pe calendarul Justinian și am fost invitat. Uitați aici. Ați urcat pe scenă, foarte scenă. Da, 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 un verbă, mă da, uitam așa. Da, ne-au primit cu multă bucurie, cu dragoste, deși vedeți că era cam frig acolo. Festivitatea a fost importantă ați în sala Consiliului Local. Am fost local. Consilier local, am fost cu 14 consilieri locali din Târgu Ocna și cu consilier și primarul de la Onești, deoarece s-a făcut cu amândouă orașele. De fapt, acolo s-a făcut și o înfrățire cu un oraș din Ucraina,
Și în aceste condiții noi am fost acolo. Dar și cu zona metropolitană Botoșani, da, și cu zona alături metropolitană de Botoșani, reprezentantul da, acesteia. Exact. În imagine este Constantin Rusanovski, cel care a fost liantul, să zicem, primește titlul de cetățean de onoare ale Edinețului, cel care, să zicem, a pus la cale, a gândit această strategie. Da, însă este locuitor a orașului, a municipiului Onești, dar este și din original de la Edineț și a fost cel care a început aceste demersuri. Dar ziua a început ca la biserică, nu? Așa se zice creștinul. Am început la biserică, aici a fost o slujbă interesantă. Bilingvă. Bilingvă, da. Este interesant așa să... Limba română exact, și limba ucraineană. Da, da, sigur. Sau rusă, nu știu exact să vă spun, cred că rusă. Sunt mulți ucrainieni acolo, dar ne-a dat un exemplu de bună conviețuire între moldoveni, ucrainieni, ruși. Și faptul că preotul și la slujba a dat rugăciune, spune cele trei limbi al locuitorilor. Este foarte interesant. Episcopul Nicodim al Cernăuțiului și Briceniului. Da, într-adevăr. Uitați, episcopul... Ați luat cuvântul în biserică, domnule primar. Da, am luat cuvântul în biserică. E emoționant așa să poți vorbi. Nu v-ați vorbi. Așteptat din ceea ce nu am văzut așteptat, pe imagini? Să poți discuta, să poți spune ceva acolo între oameni care... Pentru prima dată este... Ați vorbit în limba română? Da, normal, că limba română. Da, da, să știți că și ei sunt oameni... Să pot vorbesc, cel puțin trei limbi. Sunt și copii, sunt învățați să vorbească așa și ei se înțeleg foarte bine. Colaborează, și, cooperează. Da, cooperează. Istoria aia mi-a dus pe cei sunt acolo toți. Dar tot interesant este și atitudinea primarului. Adut, el vorbește în toate cele trei limbi și chiar și cu romii. Adut că le-a adus și lor program, dar aici suntem în fața raionului. Consiliului Raional, Consiliul cu președintele, da? Consiliului Raional, exact. Iuri Garas. Da. Aici v-a întâmpinat la... Exact, la intrare. Ei au ca formă de organizare și raionele, ca forme administrative. Și, sigur, ne-au primit cu mare... Nu a fost planificată din ce am aflat. A fost așa intempestiv, dar până la urmă a ieșit bine, pentru că știți cum e, nu e pentru cine se pregătește, e pentru cine se nimerește. S-a întâmplat să fiți acolo exact. La o expoziție de animale și în oraș, în această zi, se obișnuiește să existe și o expoziție de păsări, animale mici de curte, iepuri. Interesantă această expoziție. Vin foarte mulți oameni din zonă, vin cetățeni din Ucraina, din România, din Moldova. Am avut fericita ocazie să mă întâlnesc cu un medic care a lucrat aici în Onești. Doctorul Rodion Bogdan, care a lucrat la stomatolog. Căruia i-a fost pacient. Da, căruia am fost pacient, da. Așa. Și văd așa. Și v-a făcut treabă bună, da, nu? Da, să te întâlnești după 10 ani. Cel puțin. După 10 ani într-o localitate cu medicul care... la care a fost pacient, dar și s-a fost foarte emoționat și eu. Aici ne aflăm în sala de consiliu a Consiliului Roșenesc, Edineț. Trebuia să scrie acolo Consiliul Municipal, că deja primise titlul de o zi. Era caldă. Dar era de zi, este municipiu. Am văzut, am avut și reprezentanța Guvernului, reprezentanța Parlamentului din Republica Moldova, unul primar de la Onești. Reprezentanții diplomaților, diplomației, au fost consulul general al Sigur. României la Bălți și consulul ucrainean la Bălți. Da. La înalt nivel au fost reprezentanții ai guvernului, ai Republicii exact. Moldova, miniștri prezenți în sală, ce să zicem, a fost altceva. Da, ei sunt foarte riguroși în protocol și au respectat protocolul. Da, și noi cred că ne-am prezentat aici episcopul, Nicodim, da, are un cuvânt, vorbește perfect moldovenește, românește, cum vreți să-i spuneți, rusește, da, și ucrainește, vorbește în toate cele trei limbi. S-a intonat imnul României, exact. Imnul Republicii Ucrainei Moldova și al Ucrainei, da. Într-adevăr. Au fost momente festive, a fost foarte multă lume. Din da, este și reprezentantul zonei metropolitane Botoșani. Și reprezentantul unui oraș din Ucraina. Lipovets, da. Regiunea Voinița, Ucraina. Da.
multă lume. Aș putea spune că sala a fost neîncăpătoare. Da, aici sunt consilierii de la Târgu Ocna, consilierii de la... Deci consul ucrainean. Da. Aici se semnează deja e momentul festiv. Am văzut multă emoție, deși sunteți obișnuit cu protocoalele de colaborare, de înfrățire. E greu așa, oricât ai vrea să zici că știi, e emoționant. Nu în orice zi ai această ocazie să semnezi un protocol de înfrățire cu o localitate din Republica Moldova. Și nu numai una, au fost mai multe localități, într-adevăr, a fost să totul știți pregătit. Că, poate cineva spune, acest tot plimbă primarii ăștia, la ce le trebuie, cu ce mă ajută pe mine cetățeanul din Târgu Ocna sau din Onești, că a fost primarul și s-a plimbat acolo. Să știți că noi am avut în jur de 150 de moldoveni în Târgu Ocna, turiști veniți să sărbătorească Crăciunul anul nou. Crăciunul și anul nou. Vorbesc și Târgu Ocna și Slănic. Da. Este mare lucru. Noi am avut și de la Cricova săptămâna trecută și faptul că turiștii vin din ce în ce mai mulți... Absolut, piața de turiști absolut, din că, Est. Să știți că până când vom avea din Franța și din Anglia turiști și din Germania, mai durează puțin. Sau din Canada sau alte locuri. Nu știu când vor veni. Dar ar fi păcat să nu exploatăm această oportunitate, oportunitate care s-a creat acum. Și dacă ei sunt interesați de noi, ce probleme avem noi? De ce să nu ne întindem o mână? Pentru că ei sunt interesați de tratament la Salina, sunt interesați de zona noastră muntoasă de aici, din Târgu Ocna și Slănic. Și atât cei din Ucraina, cât și cei din Moldova vor să vină la noi. Și atunci e păcat să nu dezvoltăm acest lucru. Noi suntem acum în discuții, avem o cursă regulată Chișinău-Slănic Moldova. Târgu Ocna, Slănic, da, Moldova. Sigur. Păi la Slănic nu puteți ajunge decât prin Târgu Ocna, nu are altă. Sigur că avem relații foarte bune și cu primăria din Slănic și pornim această colaborare pentru că potențialul nostru se completează. Noi nu suntem în concurență, ne completăm unii pe alții. A fost în această vizită și domnul director Ilie de la Salina și sigur că și dumneavoastră este interesat să aducem cât mai mulți turiști. Adică a fost o vizită pe interes, clar, s-a văzut. Da, exact. Păi punctat. Avem acest interes să ne promovăm și sigur că și mulți dintre cetățenii din Târgu Ocna doresc să vadă aceste localități. Am vizitat și localitățile Soroca, Chișinău, Cricova. Am participat și la un moment festiv pentru că a fost ziua lui Eminescu și am avut această ocazie să spunem poezii și să cântăm la statuia lui Eminescu și să mergem și pe la statuia lui Ștefan cel Mare. Să revenim aici la Idineț. Fiecare dăm câte un însemn. Aici a fost un moment oficial de înmânare de cadouri, exact. Daruri oficiale. Pe daruri aici. Oficiale, da. Asta e o șarfă pe care o dăm noi invitațiilor noștri. Vedeți, dacă vin câteva sute de moldoveni la noi, e mare lucru. Și să știți că numărul lor este în creștere și am discutat acum, am avut o discuție și cu episcopul de la Idineț. Este de acord să avem relații și pe linie religioasă, deci am vorbit cu Părintele Protopop și vom trimite o scrisoare în care invităm să viziteze zona noastră. Și ușor, ușor, încet. Practic, se poate spune că domnule primar că s-au pus bazele unor colaborări atât culturale, educative, economice, de ce nu, la unor proiecte transfrontaliere? Da, sigur că da. Noi am discutat acum cu domnul primar, facem un grup de oameni de afaceri pe care o să-i deplasăm la Idineț, pentru că și deși au un parc de afaceri acolo, un incubator, și ușor, ușor vom găsi căi de interes și sunt posibilități de a dezvolta atât partea economică, cât și cea turistică, cât și cea balneară. Suntem în discuții și cu medici de acolo care au fost la noi, medici care trebuie să recomande sanatoriul nostru și avem de învățat unii de la alții tot timpul. Mai ales că este un lucru ușor, având în vedere că ei știu și limba și ne descurcăm foarte ușor. Așa este. Schimbul este reciproc avantajos, dacă aș putea spune. În cadrul acestei vizite, așa cum ați spus, ați vizitat cetatea Soroca? Da. Cum ați găsit-o? Ați găsit-o așa cum a lăsat-o Ștefan.
Renovată puțin. Renovată, renovată, așa este. Renovată și acolo am întâlnit un profesor extraordinar. Nicolae Bulat, da, un ghid deosebit. Un ghid deosebit, că am trăit câteva momente așa istorice, povestite cu mult patimă și multă dragoste, sigur. Da, da. Merită văzută această cetate și toată Moldova este o țară care trebuie vizitată. Cred că fiecare dintre noi trebuie să mergem să vizităm și după ce vizităm și vedem ospitalitatea lor și vedem că nimeni n-are alt interes decât să ne cunoaștem mai bine, să ne dezvoltăm împreună, se vor schimba multe păreri. Mi-a spus în prima parte a emisiunii și profit că mi-ați dat o informație importantă. Ați participat la ședința ADIS. Cum a fost? N-am putut să ratez momentul. E început de an. Început de an sunt multe dezbateri. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pe Salubritare e o problemă care interesează tot județul și zona noastră. Sunt multe discuții, sunt multe probleme, sunt multe pe toată valea. Încă încercăm să găsim soluții. Și nu, domnul președinte a Consiliului Județean a înțeles că problemele sunt complexe și ele trebuie discutate și analizate atât din punct de vedere al Consiliului Județean, cât și al ADIS-ului, ca și asociația beneficiarilor acestor servicii și din partea operatorilor, care sunt doi operatori mari acum, și din partea primarilor și din partea cetățeanului, la urmă, primarii ca reprezentanți a cetățenilor, pentru că această activitate are un impact asupra fiecărui cetățean. Și încercăm să găsim soluții. Sunt probleme atât cu acest program, proiect integrat de managementul deșeurilor. Nu avem la ora asta pornite stațiile de transfer, stațiile de sortare. Sunt cheltuieli suplimentare, gunoiul tot se cară la Bacău. Costuri care decurg, costuri aici care foarte decurg mari. Și până la urmă le suportă cetățeanul. Exact. Și sigur că trebuie să ținem cont de această limită de suportabilitate a cetățeanului. Pe de altă parte, mediul ne spune să producem gunoi cât mai puțin. S-a mărit și taxa de depozitare 54 de lei. S-a venit și cu acea mult discutată taxă de mediu de 80 de lei. Dacă nu reduci deșeurile, la sfârșitul anului trebuie să raportezi și mai vine mediu și îți mai dă o amendă de... Am înțeles. Deci problemele sunt complicate. Și încercăm să găsim soluții. Mâine avem ședință de Consiliu, domnule primar, de la orele 15, o ședință, zic eu, interesantă. Prima din acest an, de altfel. Toate sunt primele, da, vă că. Prima din acest an. Da. Cu permisiunea noastră am să citesc ordinea de zi. Primul punct de pe ordinea de zi e desemnarea domnului consilier Iaru Gheorghe, drept președinte de ședință pentru luna februarie 2017. Aici nu vă mai întreb, că deja... Da, fiecare lună la Târgu Ocna așa s-a stat. Să schimbă președintele. Proiectul cu numărul 2 se referă la aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice pe raza orașului Târgu Ocna, județul Bacău, pentru 2017. Este o taxă nouă care o punem la Târgu Ocna și dați-mi voi un pic să explic ce se întâmplă. În tot județul s-a stabilit ca această taxă în 2017 să fie 9,61. Trebuie să încasăm această taxă. Noi la Târgu Ocna am avut un alt sistem, noi nu suntem la operatorul unic, pentru că noi am avut un proiect înainte și a trebuit să-l finalizăm. Am rămas, suntem o excepție, suntem 5 localități în tot județul care nu suntem la operatorul unic și trebuie să stabilim această taxă pe fiecare cetățean din Târgu Ocna și din această taxă vom achita operatorul, deci nu mai are fiecare cetățean, fiecare gospodărie contract cu societatea care colectează deșeurile, ce va plăti fiecare această taxă. Așa a fost aprobat în 2010 programul și trebuie să aliniem și noi la tot ce are în județ. Tot județul Bacău și nu numai, în toată țara se ia această taxă pe persoană, pe considerentul că cea care produce gunoi este persoana. Și să încercăm să colectăm mai bine această taxă, pentru că sunt persoane care, deși au gospodării, deși produc deșeuri, nu plătesc și se pare că prin acest sistem pe persoană va fi o colectare mai bună și se vor aduna sumele necesare pentru achitarea acestor servicii. Pentru că, la urmă, noi trebuie să menținem localitatea curată și noi încercăm să
punem la punct sistemul, Târgu Ocna având un operator propriu, să putem cu acești bani să ne gospodărim și să avem curățenie și să satisfacem și cetățenii, să putem să colectăm deșeurile cât mai bine. Genul aceasta de taxă nu va, să zicem, dezavantaja familiile cu mulți copii? Că știți cum noi, e? Un copil mic produce un anumit gen de noi gunoi. Noi încercăm și am introdus și o să propunem Consiliul Local ca de la 3 copii în sus să nu mai plătească, pentru că într-adevăr e complicat pentru familiile. Dar vom încerca să... Și încurajează și natalitatea, că una peste alta știți cum e. Încep să zici, doamne, mai bine mai stă mai cu minți, că producem gunoi cam mult. Da, încercăm tot felul de variante. Apasă, fiecare bănuț. Acum, poate pentru comune sau localitățile care nu au avut un sistem de salubrizare, dar gândiți-vă că noi am făcut investiții și în anii trecuți ca să colectăm acest gunoi și problema nu e simplă. Sunt probleme de educație, de convingere a cetățeanului că trebuie să mă arunce. Și aici avem multe lucruri și sigur, această taxă nu e ușor de încasat până îi convingem de ce este bine să dea acest ban. Pentru că în legea spune clar, toate deșeurile pe teritoriul unei localități sunt bogăția localității. Zestrea. Și zestrea localității. Deci când vom avea cetățeni care înțeleg să colecteze selectiv și să nu arunce, vom plăti mai puțin. Până atunci, suportăm toți consecințele. Deci vom avea muncă multă de lămurire, vom avea muncă de, până la urmă, dacă nu reușim prin convingere, vom trece și la măsuri de constrângere și avem multe de făcut și cu operatorul, trebuie și el să-și ordoneze munca, dar nu este o muncă ușoară. Multe de pus în ordine, ca să zicem așa, exact. Ca la început. Și sperăm că cu acești bani care nu pot fi folosiți în altă parte, atenție, deci de acești bani nu pot fi duși nici la drumuri, nici salarii, nimic. Ei sunt doar pentru curățenia orașului. Am înțeles. Proiectul cu numărul 3 de pe ordinea de zi se referă la primirea municipiului Onești în calitate de membru al ADIB și modificarea actului constitutiv și a statutului. Da, Oneștiul a avut problemele care le-a avut cu apa, a avut un operator, știți povestea. Acum au preluat... Și practic fiecare OAT trebuie să fie trebuie de acord să cu această să fie de acord, hotărâre. Da. Practic. N-a fost în această asociație de dezvoltare și fiecare localitate trebuie să aprobe chestii de acord să vină în asociația de dezvoltare intercomunitară. Tot pe ordinea de zi cu proiectul cu numărul 4 se află aprobarea sau nu, de ce nu, a cotizației ADIS Bacău. Am zis sau nu pentru că au mai fost discuții în anii trecuți. Au fost discuții. Până la urmă, ADIS-ul este o instituție care este necesară, ea preia anumite obligații ale OAT-urilor, acești bani se plătesc ADIS-ului și ADIS-ul are contractul cu operatorul, el plătește operatorului prestările care se fac, operatorului care colectează acum și transportă la Bacău, dar și stațiile de care vă spuneam că nu au fost puse încă în funcțiune, având în vedere că a avut loc licitația, dar nu sunt procese sunt pe rol. Sunt contestații, procese... iar echipamentele, am înțeles, de exemplu, că au ieșit din garanții, că au trecut ceva. Problema e complicată. Da, cu siguranță da. Și timpul va lămuri într-un sens sau altul. Un alt proiect de pe ordinea de zi, cred că tot legat de deșeuri, se referă la aprobarea actului adițional numărul 2, la documentul de poziție privind implementarea proiectului sistem integrat de management al deșeurilor solide. Vedeți, aici vor fi multe discuții. Deja a apărut actul adițional numărul 2 la acest proiect integrat de deșeuri și toți primarii de oraș am solicitat să discutăm și să venim cu toate modificările care credem noi că sunt necesare la acest sistem. La vremea, în 2010, a fost o gândire. Nimeni nu știam exact ce ne așteaptă. Ori acum, dacă am constatat niște lucruri, după atâția ani, trebuie să facem niște modificări. Și aceste modificări trebuie să făcute nu numai în sensul de a rezolva problemele care le ridică acum operatorul, ci trebuie să gândim și probleme care ajută oarecum localitățile, pentru că discuțiile mari acum sunt să se plătească operatorului la tona de gunoi care este transportată. Și sperăm să găsim o variantă care va fi mai corectă, pentru că cetățeanul la ora actuală spune, domnule, dacă tot plătesc, hai să arunc. Și dacă cetățeanul ar ști că el plătește
în funcție de cât gunoi duce, deja e un factor care ar stimula reducerea consumului, reducerea cantității de deșeuri. Da, așa. Asta e foarte greu de găsit, acest instrument, această pârghie. Când zice lumea, domnule, toată lumea plătim la fel. Și va trebui să facem ceva să reușim să se vadă că acolo unde sunt mai puține deșeuri, unde ele sunt sortate, unde ele sunt selectate pe categorii, se va plăti mai puțin. Aici trebuie să ajungem, pentru că atunci cetățeanul va fi cointeresat să producă mai puțin deșeu neselectat. Noi, primare, nu v-am întrebat niciodată, dar chiar sunt curioasă, vreau să aflu de la dumneavoastră. Niciun primar n-a luat în discuție faptul că în foarte scurt timp, cred eu, și groapa de gunoi de la Bacău se va închide, se va umple. Pe cum să nu? Ea se închide acum, celula gata, s-a închis. Bun, deschidem o nouă celulă. Doamnă, sunt discuții. La vremea când s-a proiectat acest sistem integrat de deșeuri de sub Bacău, s-a mers pe această variantă, deschidem celulele. Celulele astea ce sunt? Sunt niște zone unde se depozitează gunoiul. Corect. Practic am închis 93 de gropi de gunoi din județ și am făcut una mare la Bacău, care se va umple cu toții, care se umple și acolo trebuie ceva de neutralizare a lor. Sunt lucrări care trebuie făcute din banii care îi plătim noi pentru depozitare. Prima celulă a fost a orașului Bacău, municipiului Bacău. A municipiului, da. Acum s-a făcut cealaltă pe banii Consiliului Județean. Când se va umple asta, va trebui să deschid operatorul cealaltă și asta a fost varianta aleasă. Să tot facem celule din asta, adică depozite de gunoi. Când în toată lumea s-a trecut la alte metode, la metode, știți, de transformarea biogaz în energie electrică. Da, da. Ei, noi n-am ales acest sistem și consultanții de atunci au mers pe varianta asta. Nu știu dacă e bine să tot mergem, dacă tot am văzut că alții au venit cu altă tehnologie, noi să mergem cu această tehnologie. Cred că, până la urmă, va trebui cineva să-și dea seama că noi am pornit pe un drum care nu-i tocmai cel mai bun. Asta e greu acum să schimb, au fost niște angajamente, banii s-au dat atunci pentru închiderea gropilor. Au fost niște proiecte, asta, niște consultanți care au fost și ei plătiți și ne s-au spus că așa va fi bine. Tocmai asta este o problemă care va trebui să o discutăm pe la nivel de minister și să vedem exact ce trebuie făcut, că nici așa nu putem, până la câte gropi merge, pentru că contractul ăsta e până în 2032. Păi până în 2032, deci dacă mergem puțin 32 de dacă tot din 2 în 2 ani închidem câte o celulă de asta și mai facem prin depozit, nu știu dacă e cel mai bun lucru. Și eu zic, să dați seama că noi acum ce facem? Cheltuim bani pe transport, cheltuim corect o grămadă de bani. Și cetățeanul e primul care suferă. Păi bineînțeles că cetățeanul suferă. Sigur că acum, fiindcă e 3 lei și 50 de bani la comună și 9 lei și 61 la oraș, orașul cei de la comune, mult? Nu, pe principiul solidarității, da, nu că ar produce mai mult. A fost o glumă. Așa a fost atunci înțelegerea și deci sunt foarte multe discuții. La adis votul este egal și comuna și orașul. Sigur că cel de la comună spune, păi taci că mi-e bine mie, eu n-am cheltuit niciodată nimic, n-am avut până acum, vine cineva, mi-a gunoi. Dar trebuie să gândească 25% din suma care se colectează, colectează de la orașe. Și atunci trebuie să ne acceptăm, să ne tolerăm unul pe altul și să găsim o soluție care să mulțumească pe toată lumea. Dar cu siguranță va naște ample dispute de acum încolo această situație. Proiectul cu numărul 6 de pe ordinea de zi se referă la acordul Consiliului Local pentru obținerea licenței de exploatare pentru zăcământul de apă minerală terapeutică, perimetrul Târgocna, Măgura, județul Bacău. Da, noi la izvoarele de apă minerală am obținut licența de explorare și acum trebuie să dăm o hotărâre că dorim să obținem și licența de explorare, de exploatare. Licența de exploatare este licența care ne va da voie să folosim izvoarele pentru mulți ani de acum încolo. Am înțeles, deci practic tot ați mers așa. A fost o muncă destul de grea, de câțiva ani de zile, în care am fost monitorizați, am fost verificați cu aceste izvoare. Tot timpul a trebuit să vină specialiști să verifice, da, ele. Sigur, pe de altfel nu putem să fim stațiuni balneoclimatică climatică dacă nu avem aceste izvoare. Bine, și izvoarele arată într-o stare destul de bună, adică da, chiar bună. Avem responsabilitatea acolo să menținem izvoarele într-o stare bună. Și totodată, ultimul proiect de pe ordinea de zi, exceptând diversele, se referă la acordarea unei note, în ceea ce privește note între ghilimele, privind performanța profesională a secretarului orașului. Da, secretarul fiind secretarul și a Consiliului Local, primește sarcini de la primar, așa prevede legea, să-i dăm un calificativ pentru Consiliu. Acum
Sigur, eu am propus un calificativ, vedem ce spune și Consiliul, corect, local. Corect. Vă anunț cu părere de rău că s-a umplut ceasul. Da, mulțumesc. Mâine ne vedem la ședință. Cu siguranță o să avem discuții multe sau o să fie cu siguranță. Sau cine știe, binecuvântările în al preasfințitului vor mai tempera spiritele. Da. Să sperăm. Mulțumesc încă o dată. Și eu vă mulțumesc. Aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi.